Coduri liniare, control, încrucișat, decodificare. Cunoscând că a fost transmis un bloc de date codificat liniar, control, încrucișat și s-a recepționat următoarea secvență de biți, să se verifice corectitudinea recepției. Bun, deci în această problemă vom face decodificare, da? Deci practic să spunem că emițătorul A a transmis către B, care este receptor, o informație care a venit codificată liniar cu control încrucișat peste date inițiale, să zicem, peste date. Da? Deci, practic, B ce trebuie să facă este să facă despachetare, da? Și despachetarea presupune mai întâi să verific corectitudine, să corectez dacă pot și, pe urmă, să extrag datele transmise. Deci, practic, să elimin biții de control, adică biții suplimentari adăugați de către codul liniar control încrucișat și să extrag datele inițiale transmise. Bun. Acum o să, pentru a face verificarea, deci mai întâi voi verifica corectitudinea. Deci ăștia sunt pași 1, 2 și 3. Da? Bun. Hai să reprezint datele. Da? Deci am 0, 1, 1, 1 și 0. Le voi scrie din nou ca să pot să operez, să le aliniez, să operez pe 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0. Un, 1, 0, 1, 1, 1. Ok, deci știu că am recepționat chestia asta la B, da? Deci, practic, fiind codificat liniarul control încrucișat, știu că, practic, fiecare ultimă poziție dintr-o secvență este bit de control și, practic, ultima secvență iarăși reprezintă biți de control pe coloană. Da, deci fiecare ultim bit al fiecarei secvențe, asta este secvența 1, secvența 2, secvența 3, 4, 5 și 6. Deci ultimul bit reprezintă bit de control și secvența 7 e formată doar din biți de control. Deci ăsta este control pe linie, da? Și ăsta e control pe coloană. Acum ce o să fac ca să verific corectitudinea va fi să recalculez biții de control. Deci control pe linie, recalculat. Da? Dar recalcularea presupune practic să fac o operație de sau exclusiv pe biții de informație, adică pe ăștia de aici, fără bitul de control recepționat. Deci, practic, când calculez aici, recalculez, am 3 de 1, deci o secundă să văd dacă am, scris corect. Ok, am 3 de 1, da? Deci, practic, în cazul de față, aici am un 1 în loc de 0. Da? Pe urmă am un 1 și 3 de 0, deci aici este 1. Pe urmă am 2 de 1, 2 de 0, deci aici va fi 0. Aici va fi 0. Aici sunt 3 de 1, deci va fi 1. Și aici sunt 2 de, 1 și 2 de 0, deci o să am 0. Da? Bun. Observăm imediat că aici există o diferență și
că mai există o diferență aici. Deci, practic, s-ar putea să am, clar am doi biți eronați pe acele linii, pe în secvența 1 și secvența 3, către o eroare. Dacă fac același lucru și pe coloană, aici am 1, 2, 3, 4, 5, de 1, deci este 1, borma este 0, pentru că am 2 de 1 și 4 de 0, borma o să am 1, pentru că am 3 de 1, și mai departe o să am 1 cu 1, încă 1. Da? Deci, practic ce observ aici este că ia să reverificăm. Deci aici am 1, 2, 3, 1, 2, 3, da. Deci, practic, nu observ nicio eroare pe coloană, ceea ce îmi creează anumite întrebări vis-a-vis de unde ar putea fi eroarea în fiecare secvență în parte. Deci, practic, acest rezultat pe coloană nu mă ajută să identific care sunt, ar fi biții eronați de pe rândurile respective. De exemplu, în situația asta aș putea, de exemplu, să am trei biți eronați pe fiecare secvență și, practic, dar ei să fie suprapuși. De exemplu, o să șterg aici în chestia asta. Bun. Și o să mă uit un pic la cum ar putea fi erorile. De exemplu, ăsta ar putea fi eronat cu ăsta. Pormă ar putea fi ăsta cu ăsta și ăsta cu ăsta. Da? În cazul ăsta, fiind doi biți eronați pe aceeași coloană, practic ar însemna că valorile inițiale ar fi fost 1 și 0 în loc de 0 și 1, dar practic suma de jos nu se modifică, fiind două erori pe aceeași coloană. Și atunci, dar pe de altă parte, fiind un număr impar de erori pe secvență, acest lucru s-ar vedea în secvență. Dar nu pot fi sigur că aceștia sunt biți eronați, pentru că la fel de bine ar fi putut fi prima poziție, a doua și a treia poziție, sau ultimele trei poziții din fiecare secvență. Deci, ăsta este un exemplu în care îmi dau seama că există erori, dar nu pot să merg la pasul 2 și să corectez, pentru că modelul de aici nu îmi permite. Acum, ce voi putea face, sigur, este să cer retransmisia datelor și a să transmită din nou și să, de data asta, poate mesajul ajunge corect. Nu există, poate, nicio interferență în transmisie. Dacă, ca să dau și un alt exemplu, o să încerc să modific un pic enunțul și, practic, în loc să am această secvență pe care am pus-o aici în enunț, o să modific un pic secvența și o să modific, practic, un bit din acea secvență. Da? Și să spunem că, stați să copiez acest tabel, ok. Da. Da, voi presupune în cazul ăsta, o secundă să-ți selectez, nu cu ăsta, cu ăsta. Ok. Bun, voi presupune de data asta că, practic, voi selecta enunțul de aici. Da, am zis că voi presupune că șirul de structura de intrare, da, deci valorile inițiale vor diferi un pic și o să modific, practic, un bit. Da, modific bitul ăsta.
da? Și o să șterg practic recalcularea. Bun. Și o să modific în felul următor. O să pun aici 0, da? În loc de 1 cât era în enunț. Da, și ăsta este practic bitul de control pe linie și am bitul de control pe coloană, da? Bun, în cazul ăsta, recalculând biții de control, deci control pe linie recalculat, da? O să am 0 cu 1, cu 1 cu 0 este 0, 1 cu 3 de 0 este 1, 2 de 1, 0, aici o să am 0, 1, 0. Și luând, făcând același lucru pe coloană, aici am evident număr impar de 1, 1. Mai departe aici am 2 de 1, deci 0. Aici am 3 de 1, deci o să fie 1. Și aici de data asta am doar 2 de 1, deci este 0. Și ce observ în situația asta? Observ că de data asta există o diferență aici și o diferență practic aici. Deci nu mai există, deci există practic o eroare în secvența 3, iar acea eroare din secvența 3 este localizabilă pentru că vedeți că aici practic am o diferență, ceea ce mă duce la intersecția dintre această linie a secvenței 3 și această coloană. Da? Deci, practic, bitul eronat în caz de față va fi 1. În cazul în care eu știu că canalul poate produce cel mult o eroare, în cazul ăsta, cu siguranță, atunci toți ceilalți biti sunt corecți și atunci am încredere să spun că acest bit este eronat, da? Și să, practic, să-l modific din 1 în 0. Și practic să spun că secvența corectată, imediat să o iau de aici, da, deci secvența corectată, imediat. Să iau și cu controlul inițial, da? Stai să dăm un copy. Bun. Deci secvența corectată aici. O secundă să curățăm un pic. Da, deci ăsta ar fi mesajul transmis inițial și practic ce trebuie să fac este să modific acest bit în circuit. Da? Deci practic îl voi modifica și voi pune 0 în loc de 1. Deci practic acesta ar fi secvența corectată. Dintre acești biți din secvența corectată, biții de informație inițiali sunt cei de aici. Ceilalți sunt biți de control. Deci dacă revin la pașii inițial de mai sus, am verificat corectitudinea, nu era corect. Am putut însă să corectez, identificând poziția pe care se află eroarea. Și acum, practic, voi extrage datele transmise, biții de informație, eliminând biții de control. Da? Deci biții de control sunt aceștia de aici și de aici. Da? Revenim pe exemplul nostru. Da? Biții de informație sunt cei încercuiți. Deci, practic, mesajul inițial este 0110 1000 1000 1010 1011 1100. Dacă aș presupune că acest mesaj este în exces 3, de exemplu,
Atunci aș putea să, și că fiecare secvență reprezintă o cifră, atunci aici vedeți că am 6, 8, 4, 2, 1, deci ar fi 3 în exces 3. Da? Aici aș avea 8 în 4, 2, 1. Deci ar fi 5 în exces 3. Aici iarăși 5. Aici este 10, 7. Aici este 11, adică dacă scad 3, 8. Și aici este 12, dacă trag 3, ar fi 9. Deci, practic, dacă mesajul, dacă aș presupune că mesajul transmis reprezintă cifre reprezentate în exces 3, atunci aceste cifre ar fi 3, 5, 5, 7, 8, 9. Deci, practic, am decodificat mesajul transmis de către A. Bun, deci am văzut în acest exercițiu două exemple. Un exemplu în care se produc mai multe erori, adică erori pe secvențe multiple. Mai mult am văzut că în primul exemplu se produceau practic mai multe erori în cadrul acelei secvențe, potențial. Și un exemplu mai, să spunem, bun din punctul nostru de vedere, în care am avut o singură eroare și am putut face, pe lângă verificarea corectitudinii, am putut să fac și corecția și extragerea datelor transmise și mai mult am pot, știind că codificarea inițială a fost exces 3, am putut extrage practic valorile transmise.